salut tuturor și bine ați venit la primul episod de pe acest canal din Ghincea. După cum puteți vedea, sunt în fața stadionului cu aproximativ o oră înainte de derby. Cu siguranță stadionul Ghincea în topul celor mai frumoase stadioane din România. Am ajuns și pe cealaltă parte a stadionului. Am intrat și în lounge-ul zonei VIP. Fix ca la Rapid, și aici există o machetă cu stadionul Ghincea. Hai să vedem care este și situația și cât de plin este stadionul. Este destul de plin, cu aproximativ o oră înaintea partidei. Și intră și echipa Stelei la încălzire. Cu 40 de minute înaintea meciului, beluza Stelei este plină, dar și cea a Rapidului. Din câte putem vedea, o sală de conferințe aici, sala Sevilla, evident comemorativă, victorii istorice obținute de Steaua din 1986, când au câștigat Cupa Campionilor Europene, actuala Champions League. Chiar în spatele meu îl puteți observa și pe antrenorul Stelei, domnul Oprița, și echipa Stelei, și pe Cătălin Cârjan, fostul jucător al celor de la Arsenal, era și Papo mai devreme aici. Săpunarul moldovan și-l vedem acolo și pe domnul Talpan, juristul celor de la CSEA Steaua. Intră și jucătorii Stelei la vestiare. Uitați-l pe Chipirliu, uitați-l și pe domnul Ogăraru, o mare legendă a Stelei. Săpunaru cred că în această seară va sta pe bancă, după cum îl puteți vedea, și a luat geaca pe el și se duce direct spre banca Rapidului. Dar și Horațiu Moldovan nu este titular, dă mâna cu fanii, cum ies și echipele de la vestiare. Papo este titular. Pentru că suntem mereu prezenți și pentru că noi suntem Steaua, vrem să fiți buni suporteri, o voce împreună cu ei, pentru că întotdeauna ne aștept. Și coreografia Stelei, soarta nu iartă trădătorii. Și o poză de grupa Stelei cu coreografia în spate. Evident, echipa vine și salută Beluza, dar și Bergodi se îmbrățișează cu Oprița. Și începe oficial și partida. Lovitura de start este dată de Steaua. Și este și primul atac al Stelei, un atac ce arată destul de bine. Rămâne în posesie, chiar dacă jucătorul Stelei a căzut. O minge aruncată în flancul drept și doi jucători de la ambele echipe sunt întinși pe gazon, în timp ce meciul nu este oprit. Și pirotehnicele aprinse de Peluza Sud. Impresionant atât galeria, cât și coreografia, în timp ce Rapidul, din câte știu, nu a pregătit nicio coreografie, pe motiv că au fost anunțați mult prea târziu de numărul de bilete pe care Steaua le pune la dispoziția Rapidului. Dar totuși vedem o Beluză plină până și inelul 2. Și cea de-a doua coreografie a Stelei, suntem cu voi până la final. Vacarn 2002, una dintre cele mai vechi legiuni steliste. După cum putem vedea, vine alt show pirotehnic. Cine
și un atac al Stelei. Chipirliu la minge, îl pune jos pe un jucător al Rapidului și încearcă o pase în centru. Și acum Chipirliu la minge, o pase lăsată foarte bine, o recentrare și iarăși al mesaj dur la adresa Rapidului, în lipsă de originalitate sau inspirație, BUM EE vă salvează din orice situație. Cum știți probabil, BUM EE este un cântec foarte folosit la Rapid pentru a sărbători golurile. Termină și prima repriză și jucătorii intră la vestiare. Papo, și cum ne-am obișnuit, și brigada de arbitri însoțită de securitate. Partea diametral opusă al sălii Sevilla este această cabină de trofee, zic eu, impresionantă, cu unele dintre trofeele câștigate de Steaua. Aici, la firul ierbii, la pauza meciului, un meci destul de echilibrat, spun eu, și o spune și scorul 0-0. Ergodi pare destul de impacientat aici pe bancă, dar și Oprița pare destul de nemulțumit. Un mesaj pentru conducerea Stelei, avem siglă, nume, palmares în birouri, același dezinteres, făcând evident referire la faptul că chiar dacă sigla, numele, palmaresul și stadionul se află la Steaua, totuși cei din conducere nu găsesc o soluție pentru a promova în prima ligă a României. Și acum fii atent. Clepsidra timpului se scurge de 14 ani, prin sânge roșu-albastru curge. A treia coreografie a celor de la sud și putem vedea Chincea desenată în spate cu evident o clepsidră și un ultraș. Foarte interesante acele pirotehnice din spatele coreografiei. Se vede foarte interesant. Și în timpul coreografiei s-au dat foc la două torțe roșii și albastre care au umplut clepsidra, un lucru foarte ingenios pe care atac al Rapidului, intră în careu, șut și meciul va fi prelungit cu 4 minute și se pare că există un conflict între jucători acolo. Jucătorii se împing și peluza Rapidului aruncă cu scaune în teren. Un jucător al Rapidului este căzut, încă nu pot să identific cine este. Dar nu, situația s-a calmat, chiar dacă sunt niște momente mai tensionate. S-a terminat meciul, scorul fiind 0-0 și Oprița fuge pe teren, 0-0. Un scor foarte
foarte bun din punctul meu de vedere, Rapid fiind o echipă cu pretenții la titlu, iar Steaua fiind o echipă din Liga a doua. Echipa Rapidului vine să își salute galeria și echipa Rapidului intră acum la vestiare. În timp ce echipa Stelei ajunge și la peluza sud pentru a saluta-o. Pirliu și toată echipa Stelei intră acum la vestiare. Nu prea. Am avut multe ocazii și am fi vrut să câștigăm. Doar 13 de oameni în tribună, au fost cam puțini la un derby cu Rapid. Puțini? Nu știu dacă au fost puțini sau o zic ca și cum ar fi fost stadionul plin, că a fost o atmosferă extraordinară. Iar suporterii noștri, ceea ce vă spuneam și mai devreme, au făcut o atmosferă extraordinară, au umplut peluza. V-a plăcut acest meci de la această partidă incendiare dintre Steaua și Rapid în Cupa României? Nu uitați de like, comment, subscribe. Eu am fost Șerbanski, v-am pupat, pa, pa!